Dacă în Poiana Brașov gradul de ocupare pentru acest revelion este de 100% și alte stațiuni montane din țară sunt pline de turiști care au ales să-și petreacă mini-vacanța de sfârșit de an pe schiuri sau cu sania. Mergem acum la Cluj, pe pârtia de la Buscat, unde este zăpadă din belșug. Turiștii deja se bucură de peisajele superbe, iar ceaiul cald de la baza pârtiei este preferatul tuturor. Andreea Stan este alături de turiști. Andreea, îi ajută vremea? Bun găsit! A nins mult în ultimele zile aici, în muntele Băișorii. Zăpada e bună pentru schi. Noi suntem la o altitudine de 1600 de metri în Buscat, însă ce îngreunează puțin distracția turiștilor este ceața. E o ceață densă și astăzi sunt slabe șanse ca turiștii să mai prindă câteva raze de soare. Astăzi, pârtia va rămâne deschisă doar până la ora 16. Sunt mulți turiști veniți din capitală, dar și din alte județe, cazați la pensiunile din zonă. Prețurile aici, la muntele Băișorii, sunt destul de mari. O cabană cu 20 de locuri s-a închiriat și cu 1000 de euro, iar rezervările s-au făcut cu foarte multă vreme înainte. Zona este recunoscută pentru cabanele spațioase, unele au chiar 30-40 de locuri disponibile, dar și pentru zona pitorească, iar unele dintre ele se află chiar în vecinătatea pârtiei. Toate sunt închiriate în acest moment. Mâine, pârtia este deschisă până la ora 17, iar aici, la baza ei, se află și un restaurant unde se poate servi masa, dar și băuturi calde.